Astăzi vom face rutina mea de seară. Pentru că tot m-ați întrebat în comentarii, rutina mea de dimineață, rutina mea de seară, hai să o fac pe asta de seară, pentru că astăzi va fi o rutină puțin mai specială, voi folosi și un peeling pe care abia l-am cumpărat, dar veți vedea totul pe parcursul acestui filmuleț. Dați înainte un like, un subscribe, abonați-vă la Clompoțel și să începem! Înainte de toate, va trebui să-mi prind părul, pentru că și fiindcă nu suport să mi se atingă produse de păr. Chiar dacă mâine trebuie să mă spăl pe cap, nu suport eu să am chestii pe păr. Încă o chestie, eu rutina pe care o voi face în această seară, nu o fac în fiecare seară și vă voi explica pe parcursul videoului și de ce. Hai că am prins părul ăsta de ție mai drag să te uiți la șuvițele lui Băsescu în capul meu. O să încep cu apa micelară, pentru că în momentul de față sunt machiată și vă voi prezenta cotonetele acestea de la Jumbo, care sunt, dacă nu mă înșel, 2 lei, 1 leu 90, ceva de genul, și acestea de la By Auchan. Și o să vă zic și care îmi plac mai mult și de ce. Acestea m-au încântat enorm, deoarece au această parte, nu știu dacă vedeți, cu brobonele albastre și o parte simplă. E, brobonelele albastre ajută foarte bine să facă un ușor gomaj al feței, dar îți rămân aceste brobonele pe față și de asta le folosesc întotdeauna pe acestea. Dar ținând cont că vom fi puțin mai duri cu tenul meu în seara asta, hai să-l folosim pe ăsta că oricum o să mă spăl pe față. Apa micelară am amestecat-o de la Garnier, v-am zis, v-am repetat de nenumărate ori, este aceasta bifazică pentru că își face foarte bine treaba și nu-mi rămân reziduri de make-up. Voi începe cu partea albastră și simți, efectiv simți, pentru că te freci foarte, adică se simte frecarea asta pe nas. Și am început cu nasul pentru că de obicei acolo sunt pori, fondul de ten aici, ia uite, deja se vede, da? Și frec bine, tati. Dar deja simt brobonelele pe fața mea și sunt atât de scârboase. Nu știu, mie nu-mi plac. Nu-mi place să-mi simt fața murdară. Dar nu mi-a plăcut niciodată. Și brobonelele astea așa am impresia că îmi lasă o față mai nașpa, să zic așa. Și ștergem bine, bine, bine. Și nu vă gândiți că voi folosi doar această cotonetă. Voi mai folosi una. Să nu uităm și de gât, că și gâtul este tot al nostru. O să termin să mă demachiez ca să nu vă țin efectiv pe loc, pentru că este demachiere normală și ne revedem cu următorul pas. M-am demachiat, am venit în baie, să știți că am și spălat între timp, dar nu s-au uscat hainele, așa că îmi cer eu scuze pentru prosoapele și această pereche de blugi de aici din capul meu. O să vă arăt din nou acest cleanser de la Aven. O să vă arăt și mânușița care este din Jumbo și v-am zis că este 2 lei. Cu ea îmi frec fățuca să fie efectiv curată. Așa că să ne apucăm. Să nu ziceți că vă păcăl, mă frec și aici, de față cu voi. Cred că mi-au intrat puține spume în gură. Întotdeauna insist în zona nasului, în zona frunții și aici. Și a buzelor, că sunt foarte deshidratate. Vom lua și dispozitivul Foreo doar pentru a-l folosi, ca să înțelegeți că dintre mânușă și Foreo eu v-am zis că fără mânușă eu nu pot să stau, dar fără Foreo, da? Iar acum ne spălăm pe față.
spălat pe față. Mă duc să mă șterg și ne vedem din cameră. Am zis să vă arăt și vouă că mă șterg cu șervețele de bucătărie, pentru că sunt mai ok când faci un tratament mai pompos pentru față. Așa că îmi șterg fața cu șervețele de-astea. Ta-da! După cum știți, eu nu prea am probleme cu tenul. Dar îmi place mie să fac ritual de ăsta pentru înfrumusețare. Ca să arăt și eu tânără, chiar dacă nu sunt cea mai tânără de 20 de ani, arăt ca și când. Acum voi face o mică pauză de la ritualul meu să văd dacă am vreun fir de luat de la sprâncene, pentru că nu suport să-mi fac fața efectiv curată și să am vreun fir ne la locul lui. Așa că mi-am luat o clinjoară, am luat și ustensilele, voi scoate de aici le pinset și o forfecuță, că în caz că trebuie să tund sau ceva, să o am și pe aici, așa că mă apuc repede și după aceea continuăm. De ce a durat atât? Pentru că aici mi-am dat sângele și mi-am făcut cu inelul câteva coșuri de pe nas și mi-am înroșit fățăul. Așa că mă vedeți în toată splendoarea. Gen. Da. Am pensat ce era de pensat, dar nu m-am putut abține să nu fac câteva coșuri. Și acum trecem la pasul cel mai important din punctul meu de vedere și este acest produs de la The Ordinary, cred că am pronunțat corect, sper măcar, este cu AHA 30%, BHA 2%, Peeling Solution. Ideea este că cu această soluție nu ai voie să stai mai mult de 10 minute din cauza AHA-ului. Eu nu sunt dermatolog, eu nu mă pricep atât de bine încât să zic, mamă, da, știu eu. Nu știu. M-am interesat și eu la rândul meu și așa am citit și pe prospect și eu și prietena mea, așa voi face și acum. Așa că mă voi uita frumos în oglinjoară. Și voi pune picături pe care le voi întinde cu degetul, pentru că e fața mea curată. Voiam să vă spun totuși că această soluție ustură. Eu la început am crezut că este ceva în neregulă și eu și Roxana, dar ustură și trebuie foarte bine evitată zona ochilor. Mamă, și deja au început să mă usture grav. Sunt niște pișcături așa foarte enervante. Trebuie să puneți cantitate încât să se vadă roșu. Nu știu eu ce înțelegeți voi prin asta, că ce înțelegeți voi am înțeles și eu. Adică nu e ca și când am făcut treaba asta în continuu. Iar acum voi întinde cu mâna. Zici că sunt pline de sânge. Ia. Așa, evităm zona ochilor sau cel puțin încercăm și ar fi cum ea să-mi dau un ochi. Mamă, ce te ustură! Doamne! Bine, chiar ustură, chiar ustură, Doamne, cred că trebuie să mă duc să-mi iau evantaiul. Râd în glumim, dar chiar mă ustură. Mă duc să-mi iau evantaiul și revin. Acum, vorbind puțin despre treaba asta, cred că este din cauza că eu mi-am și frecat fața înainte destul de mult. Doamne, stați să mă uit repede la ceas, că nici nu vreau să stau mai mult și cred că nu o voi ține 10 minute. O voi ține, cred că, mai puțin. De 10 minute nu e problemă dacă o țineți mai puțin, dar mă ustură prea tare în momentul de față ca să zic că o țin 10 minute.
Nici n-am întins-o perfect. Cred că am un fir de păr... Da, aici. A? Hai că nu mă mai ustura așa tare. Mamă, dar voi știți cum mă ustura? Doamne! Ah! Iar acum o lăsăm să acționeze. Bine, o las să acționeze, că dau eu. Încă ceva despre produsul ăsta, dacă tot suntem la capitolul fă-ți vânt, Corino, că te ustură fața, este că trebuie să vă dați cu protecție solară și aveți voie, sper că v-am zis, doar o dată pe săptămână să-l folosiți. Dar cel mai indicat este să-l faceți seara, deoarece nu vă expuneți la soare. Și a doua zi vă dați cu protecție solară. Eu nu m-am dat, sinceră, să fiu cu protecție solară, pentru că mi l-am făcut doar seara, am dormit, a doua zi m-am dat cu o cremă hidratantă, clasic, nu ceva special pentru acest peeling sau mai știu eu ce. Dar, ținând cont că eu astăzi am zis că mă fac bunăciune, presimt că s-ar putea să fie o bunăciune arsă la propriu, că s-ar putea să mă ard. Să-mi ar fața dacă o țin mai mult și dacă în stilul ăsta încă mă mai ustură. Ia. Și dacă faceți așa, toată căldura de la nas vine pe buză. Doamne! Da, nu, încă mă usturicește. Culmea, prima dată când am folosit-o, nu m-a usturat. Adică m-a usturat, dar nu a fost atât de deranjant ca și acum, dar recunosc că nu făcusem tot procesul pe care l-am făcut cu voi mai devreme. După ce vom da jos această mască sângerie, să o numesc așa, vom mai folosi încă două măști, una pentru scoaterea punctelor și încă una pentru hidratare, să o hidratezi foarte bine. Este indicat, după ce ai dat-o jos, să-ți hidratezi foarte bine fața, lucru pe care o să vedeți că o să-l fac și eu. Și stați până la final să vedeți cum arată fața. Ce? Nu vreți să vedeți? Ba da, vreți, vă zic eu. Am terminat, am dat masca jos, mi s-au frezat genele în toate felurile pentru că le-am spălat și pe ele. Am luat acești doi, cum să numesc, plasturi pentru puncte negre. Vreau să vă spun că după ce îți faci acest peeling, fața ta se simte foarte catifelată. Chiar dacă m-a usturat pe mine și așa, nu pot să neg, îți lasă o față foarte fină, dar foarte fină. De asta cred că și trebuie hidratată foarte repede. Așa că hai să punem acești plasturi pe nenou. Înainte trebuie să-ți umezești năsucul. Eu am pus pe un șervețel apă să-l înmoi puțin pe năsuc și vreau să pun și pe bărbie. Pentru că ei doar așa se lipesc. Cel puțin ăștia pe care i-am cumpărat eu de fiecare dată, așa se lipeau. Și desfacem plasturile. Și îl punem frumos aici, odată. Mai umezesc puțin să fiu sigură că se lipește și îl punem și pe al doilea pe năsuc. Tragem așa frumos de năr să se lipească de nas, că altă idee nu am. Gata. Stăm și cu ăștia aproximativ 10 minuțele. Îi dăm jos și vedem următorii pași. Pentru că mai am 2 și am terminat.
ce îmi place, hai să se usuce, să vedem dacă scoatem vreun punct negru, vreun ceva de pe aici. Plasturi jos, să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Plasturii ăștia îți iau tot puful. Nu prea era nimic. Bine, ținând cont că am trecut fața prin toate procesele, era culmea să se mai vadă ceva. Dar să trageți întotdeauna ușor. Să nu trageți ca la ceara de epilat, că nu e ok. Și ăsta e ok. Ta-dam! Iar acum voi folosi această mască de la L'Oreal, pentru că aceasta mi-a venit la mână. Voiam să mă dau mai în spate și mă duceam cu totul. Aceasta este pentru... Stați să văd dacă există ceva în română, pentru că pasta mi-a trimis-o, dacă nu mă înșel, mami. Voi de viața mea! Română! Cred că mi-a trimis-o mama. Mască șervețel pentru regenerare. 55+. Mulțumesc! Da. Cu un complex de uleiuri, adenozină, nu știu ce e aia, și acid hialuronic. Tenul este ferm, intens hidratat și iluminat. Ok. Se duc liniile fine, bla bla bla, ce mai scria pe acolo. Doamne, cât de apoasă este! Și o voi ține pe acea... Stați o secundă, să vă arăt, să înțelegeți despre ce e vorba. Voi vedeți, aici e, cred că, doar cremă. Care nu miroase rău deloc, dar... Stați să o șterg o leacă de margini. Mamă, câtă cremă a rămas aici. Da. O folosim pasta pentru că a fost la îndemână și vrem hidratare din cauza că am făcut acel peeling și m-a cam usturat leofățucă, dar hidratarea oricum trebuie făcută. Hai să fiu puțin o fantomă, mai exact. Ta-da! O, da! Buhuhu! Gurița? Alo, gurița mea aici. Super, superb. Mamă. O să o frecăm așa puțin pe față, că se simte câtă cremă e aici. Hai, măcar nasul să-l las o leacă pe afară. Hai să întindem puțin și pe gât, că am pe degete. Și dacă tot e atât de multă cremă aici, hai să dăm puțin și pe piept. Că... Da, superb. Minunat. După cum v-am zis, eu m-am dus la solar și mi-au ieșit niște brobonele pe piept de toată frumusețea. Ce gât de pui am. De asta vreau să dau și pe piept, să mai hidratez puțin zona aia. Nu mai m-am dus ce drept la solar de 2 săptămâni, dar brobonelele mele încă sunt acolo, ce credeți? Și acum îs gata, nu? Super. Oricum mâine-mi fac baie. Ia, dacă mai luăm... De aici, că parcă nici nu vine să o arunc, știți ce zic? Mai hidratăm așa puțin pe aici. Toți că nu mai pot să respir. Alo? O, da. Ia uite aici. Flășc.
Bun. Și acum mai stăm și cu această mască 15 minute. Perfect. Ceea ce îmi doream. Și o să vă arăt din nou produsul minune de final cu care voi și încheia, care pe mine mă satisface maxim și cum miroase și ca textură și cum îți lasă pielea. Efectiv, e bombă produsul. Eu vi l-am mai prezentat vouă, dar nu știu câți v-ați uitat până la final la clipurile mele. Dar acum, dacă vreți să vedeți produsul meu minune, pe care, uite, am uitat să-l bag în recumpăr produsul. Știți ce zic? Acum mi-am adus aminte de el. Vi-l arăt la final, pentru că o să mă șterg de această cremă minune și o să mă dau cu acel produs, așa că ne vedem la final. Bun! Drop the mask! Hai să ne... Doamne! Cât de unsuroasă este de la această cremă mirobolantă! Dar... Stați puțin, o punem pe asta aici jos. Ce am aici? Câh! Aveam câh pe față? De unde? Abia... Mă hidratam și eu perfect. Dau cu piatra asta jad de a mă prosti, că jur că eu nu cred că își face niciun efect. Cel puțin eu piatra jad o folosesc la gene, să pun lipiciu pe ea, dar să-l mențin rece. Acum, nu știu, o aveam și eu pe aici, mi-am comandat-o de pe Ali. Nu, pe asta am luat-o din Anglia. În fine, nu știu dacă face vreo minune, dar am zis să-mi fac puțin un masaj la față, să fie mai hidratată și ea și mai răsfățată. Așa că ne vedem cu ultimul produs minune, după ce mai fac puțin masaj, că a început să-mi placă. Și partea asta am pierdut-o. A fost atât de bine prinsă încât am pierdut-o. Voi șterge excesul de cremă, pentru că e mult, tati. Până intră ăsta în piele, păi, cred că s-ar așterne pe prânuța mea. Mă mănâncă nasul acum. Uaf. Gata, am luat excesul de cremă pentru că era prea mult, prea ca la țară. Iar acum vom lua o forfecuță. Imediat, stați să o caut în punguța cu minuni. Și acest produs, pe care sunt sigură că l-ați mai văzut la mine, cei care mă urmăresc de foarte mult timp, sunt capsulele de la Balea, sunt 7 lei, arată cam așa, sunt cu vitamina C și îți lasă fața foarte, foarte hidratată și mătăsoasă, catifelată, nici nu știu cum să vă zic, este genială, genială această fiolă. Stați să aruncă bobița asta. Asta mi-a rămas sub unghie. O punem frumos, așa, 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 și miroase portocală, Doamne. Și gata, începem acum și vom freca. Bine, 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 Doamne, cât de mișto e senzația de la acest ser, jur. Și cât de bine miroase! Și este doar 7 lei sau 8 lei până în 8 lei la DM. Dăm frumos și pe gât și puțin pe piept, că trebuie. Acesta nu am evitat zona ochilor.
Am avut și crema, tot cu vitamina C, tot aceeași gamă, doar că n-are nicio treabă cu ăsta, cu fiolele acestea micuțe, dar nicio treabă. Nu mirosea cum miros ele. Crema nu o recomand, dar aceste fiole, da. Foarte da. Wow. Deci îți vine să te mângâi în continuu așa cu această chestiuță. Facem aici puțin jawline. Să părem mai tinere. Stați că dacă mă strâng de gât vorbesc cam prost. Așa. Și cam acesta a fost ritualul meu din abundență, să-l numesc așa, pentru față. Am dat și pe buze, le-am hidratat și pe ele. Deci acum să nu mă mai întrebați ce fac eu seara, că inițial eu doar mă dau cu apă micelară, mă spăl pe față cu acel cleanser și atât. Dacă fac ceva mai wow, cum am făcut în această seară, uitați că v-am arătat, asta este tot ce pot să fac eu maximul pentru față. Nu m-am dus la tratamente faciale, m-am dus o singură dată în viața asta, dacă nu mă înșel, și atât. În rest, dacă nu am probleme cu tenul, pot să stau liniștită și să-mi fac singură tabietul ăsta al meu mai îndelungat, pentru că, ce-i drept, chiar dacă nu vă vine să credeți, cred că am filmat la acest filmuleț o oră și jumătate. Și eu va trebui să îl cut până ajungem la un număr de minute în care voi să nu vă plictisiți. Vă super mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Sper că v-a plăcut acest filmuleț și dacă aveți idei de filmulețe, videoclipuri, cu ce să mai fac, vi le aștept acolo jos în comentarii. Vă super pupicesc! Bye!